Hai să trăim, hai să trăiți. Ce faceți, cum sunteți? Ați luat cafeluță, ați luat micul dejun, ați... Nu că poate ați ieșit azi noapte, ați ieșit azi noapte să vă luați o șaorma. A? Nu, că nu sunteți deputați. Măi, ce-au făcut ăștia? Ce-au făcut ăștia? Doi deputați de la PSD s-au dus în toiu nopții, la două noaptea, să-și ia o șaorma, să-și cumpere o șaorma. Că de... S-a închis restaurantul Parlamentului și nu mai pot mânca aproape gratis. Dar fiind deputați din Vaslui, n-au putut să iasă și undeva la o terasă să-și iau sălățică, ceva mai ușor. Nu, direct, șaormă. Asta n-ar fi o problemă, în fond și la urma șaormei. Dar comportamentul lor în incinta acelui local lasă de dorit. S-a văzut pe camere, nu-i numai poveste, s-a văzut pe camere. N-au vrut să-și pună mască în incintă. Ba mai mult, unul dintre ei s-a legat și de un angajat. Săracul angajat le-a zis, oamenilor, puneți-vă mască și după aia vă servim. Bre, dar cine ești tu să faci panaramului? Vă dați seama? Șmecher de șaormerie. Dom'le, dacă e șmecher, te duci la mare. Te duci la mama aia în club, îți comanzi șampanie de 10.000 de euro. Și atunci e șmecher. Dar într-o șaormerie? Bă, ți arăt eu cine ești, bă. Îți cumpăr găletușa aia de ketchup, ui. Avem de la cine învăța. În perioadele astea, vedeți, de criză, în perioadele astea de confuzie, de ambiguitate... Se dovedește până la urmă acest fapt. Clasa politică nu e în stare să ne dea măcar un model, dacă nu ceva concret pentru conduită. Un model! Toate televiziunile, toate ziarele au preluat ieri această știre. Doi deputați s-au făcut de kebab într-o șaormerie. A venit poliția, i-a amendat. Dar pe ce folos? Ce folos că i-a amendat? Că după aia ei s-au dus liniștiți la casele lor și s-au mândrit cu chestia asta. Că au fost șmecheri într-o șaormerie din București. Acum și șaormeria aia și-a mai făcut un pic de reclamă pe lipia lor. Asta e. Nu, na, degeaba ne chinuim acum cu clasa politică. Nu numai deputații au probleme de conduită și de comportament, și consilierii locali. Păi nu. Chiar aici, în zona Clujului, un domn consilier, tot de la PSD, acum asta e știrea, a distribuit un fake news pe Facebook, adică știți cum circulă pozele alea după bacalaureat? Poză cu absolventul și deasupra scrie: a luat nota 10, a învățat la lumina lumânării. Da, dar trebuie să verifici poza. Cine era în poza? Cine era eleva silitoare? Mia Khalifa. Deci, numărul 1, omul nu știa nici cine și-a luat bacalaureatul. Numărul 2, nu cunoștea nici domeniul filmelor pentru adulți. Săraca Mia Khalifa era pusă în poză, a luat 10 pe linie. Acum am văzut și eu niște filmulețe cu domnișoara. N-a luat ea 10 pe linie, dar a luat vreo 10-15 în rând. Și n-a învățat la lumina lumânării, dar câțiva i-au ținut lumânarea. Așa, nu stricați poporul cu televizorul. Acum stricăm poporul cu Facebook-ul. Nu se uită. Dacă e o știre de asta, de bine cum ar fi, nu o verifică, dau direct share. Mia Khalifa, cum a fost ea? Noi știm despre ce e vorba, nu ca domnul, a lucrat în industrie. Că în industria aia se lucrează, nu ca în industriile noastre. A lucrat vreo 3 luni, a filmat asta, după 3 luni s-a retras. S-a retras în vogă, era cea mai vizionată actriță de gen pe canalele de internet. 3 luni și a ieșit din industrie. No, arătați-mi un om politic. Un om politic care să dețină 3 luni o funcție, să facă ce poate acolo, pe coate, pe genunchi, ce poate, și după 3 luni să iasă fără alte discuții. Să fie mulțumit de ce a realizat. Vedeți? Zice că meseria e cea mai politică, e cea mai veche meserie din lume. Cam așa e, dar nu întotdeauna cu folos. Sănătoși bine? A venit un pic de soare și azi pe cuvânt, ieri am stat cu haine groase pe mine. Și acum mi-am luat foița asta să nu dârdâi aici, dar să sperăm că e bine, că e bine. Sănătoși, da, vă păziți în continuare, că nu se știe ce se întâmplă. L-ați văzut și pe președintele Braziliei, cel care a spus că nu există așa ceva, nu există așa ceva. A dat liber la adunări, n-a pus măsuri, un pic de măsuri de restricție, n-a propovăduit izolarea, nu? Și acum se pare că la 65 de anișori președintele Braziliei este puțin bolnăvior. Internat, un pic de aparat, el suplimentar. Bolsonaro,
făceau, covidau, se îmbolnăveau, stăteau la spital, dacă nu ascultau, ombulinau. De asta zic că eu vă doresc să vă vedeți de ale voastre și, în general, noi să ne vedem de ale noastre, să nu punem botul la fel și fel de fake news-uri. Dacă ne trebuie șorma, să luăm o mască cu noi și, în limita timpului, să mai cercetăm și să mai studiem ceea ce șeruim și distribuim pe rețelele sociale, că dezinformarea e mare tare. O zi superbă vă doresc, o zi frumoasă, o zi cu de toate, vorba celor cu șaurna. Cum să te duci, dita mai deputatul, mă? N-avea un șofer, nu? Cum îl chema pe unul? Stativă. Astea sunt unelte politice, greblă, stativă, grindă. Deci astea ori intrat deja în politica românească. Unelte de care să folosesc pentru a prelua puterea și pentru a face după aia ce doresc odată ajungi la putere. Voi sunteți puterea internetului oricum. Mulțumesc în continuare de abonare. Mulțumesc pentru faptul că dați comentarii, scrieți comentarii și vă răspund și eu la ele. Hai să vedem oare unde puteau să mănânce cei doi deputați, ce puteau ei să mănânce în loc să își ia șaorma. Totuși la ora 2 noaptea să te duci să iei șaorma. Bă, la ora 2 noaptea ce au făcut? Din câte s-a văzut, parcă mai și băuseră vreo 2-3 sucuri. De grijă țării, au stat până la 1:30, au muncit foarte puternic și la 2 ce și-au zis, bă, hai să luăm o șaorma și după aia ne întoarcem la treabă. Dar înainte să facem și un pic de scandal, că cine suntem noi, politicienii lui șaorma cu de toate. Nu puteau și ei să-și facă o sălățică acolo unde sunt cazați, că sunt cazați pe banii noștri, la ceva hoteluri, la ceva case de la REAPPS, nu? Să-și vadă de treabă, nu, dar acum e momentul, da? Acum e momentul să mai ieșim cu ceva în față. Să mai ieșim cu ceva în față, dar din nefericire nu ieșim cu lucrurile bune, tot timpul ieșim cu prostia noastră. Că așa e omul când se enervează. O mască, dar ce era greu? Ăla din India cum poartă o mască de $4.000 și a făcut o mască de aur? Pe cuvântul meu, când o scoți, e așa un mini ceaun. Ați văzut pe indian? Ăla nu iese din casă fără să poarte la gât podoabe de aur cam de 1 kg. Da? El are o mască așa de aur, o pune și când o de jos, o folosește pe post de ceaun. Își face o supică, își face și o pune la loc. Trebuie și un pic de protecție, chiar dacă nu avem aur, platină sau alte lucruri de preț pe lângă noi. Mulțumesc de urmărire, miercuri astăzi, încă 2-3 zile. Maxim 2 și după aia weekend, city break, un pic de relaxare. Dar nu uitați de abonare pe canalul de YouTube unde vă vorbesc. Încerc eu cât mai pe înțelesul tuturor, că nici eu nu le înțeleg pe toate, dar să facem un pic de lumină în hățișul atâtor știri și atâtor fake news-uri. Grijă mare la ce distribuiți. Ce eleve cu 10 pe linie, 10 pe rând și 10 în paralel mai apar pe Facebook. Ne mai documentăm, nu dăm numai așa ca din postările lui Tony Poptămaș, aleas verificate, aleas pe plăcerea sufletului. Nicu Bendea a fost și astăzi pentru voi, vă mulțumesc tare mult de urmărire, ținem în continuare aproape, ținem unii la alții, ne sfătuim, ne povestim, aștept în comentarii diverse sugestii. O zi frumoasă și numai de bine!